Ceva puțin mai diferit și totodată interesant, pentru că astăzi am de-a face cu un laptop tip tabletă. Din păcate, el merge foarte greu și astăzi îl voi pune la punct. Fiind mai vechi, mă așteptam să fie foarte murdar. Iar ca să-l facem să meargă mai bine, vom schimba hard cu un SSD și voi înlocui și memoria asta RAM, că este doar de 4 GB. Ca să lucrez în siguranță, prima oară deconectez bateria. Acest model de laptop are doar un slot de memorie RAM și mai rău de atât, el suportă doar 8 GB, așa că modulul de 4 va fi înlocuit cu unul de 8. După câteva momente am scos și sistemul de răcire și pasă termoconductoare nu mai e pas. Asta. Știți bine cum stă treaba. Câteva bețișoare și niște alcool izopropilic pe care acum îl găsiți la mine pe site. Cureți și faci ca nou întreg procesorul. Cu sistemul de răcire am terminat, schimbăm hardul cu SSD. Ca de obicei am folosit varianta cea mai bună raport calitate preț și anume Kingston A400. Laptopul e asamblat, căutam butonul de pornire și am aflat după aia pe laterală. Acum o să instalez un sistem nou de operare pentru că SSD-ul este gol și cam asta e rezultatul final. Cu SSD în loc de hard disk, mai multă memorie RAM și Windows instalat și optimizat la cheie, laptopul ăsta o să meargă de 10 ori mai bine.